Săptămâna de foc pentru absolvenții de liceu. Peste 135.000 de tineri au intrat astăzi în febra probelor scrise de la examenul de bacalaureat. Prima testare a fost la limba și literatura română. Operele lui Ioan Slavici, Liviu Rebreanu sau Marin Preda nu i-au pus foarte tare în încurcătură, spune elevii. S-au arătat mulțumiți de subiecte și au ieșit cu zâmbetul pe buze din sala de examen. Cât de bine s-au descurcat însă, o vor arăta notele finale. Cu emoții, dar încrezători, așa s-au prezentat liceenii la prima probă scrisă de la bacalaureat. Începând cu ora 9, porțile liceelor s-au închis, iar elevii și-au primit subiectele. Afară mai erau doar părinții care așteptau cu sufletul la gură să vadă ce subiecte au primit copiii. Emoțiile sunt aceleași până când vor ieși copiii și ne vom lămuri ce s-a întâmplat înăuntru. Să sperăm că bine. Noi suntem optimiști. La subiectul al treilea, cel mai de temut pentru mulți dintre ei, absolvenții de la Real au avut de descris un personaj dintr-un text narrativ aparținând lui Ioan Slavici sau Liviu Rebreanu. Cei de la Uman au avut de prezentat relația dintre două personaje dintr-un roman de Marin Preda. Destul de ușor, au spus tinerii. Cum ți s-au părut subiectele? Ușoare, sincer, chiar au fost ușoare. Pentru un ultim bac de modelul ăsta au fost ok. Ce notă aproximezi că o să iei? Păi, 9. Lejer, a fost ușor. Ce subiect ți-a aplicat? Relația între două personaje în Moromeții. Și ai știut? Da, am știut așa cât de cât 3-4 pagini s-au scris. Adică nu-i problemă. Am făcut relația dintre Nicolae Moromete, fiul lui Ilie Moromete, ultimul, cum spuneam, Nicolae Manolescu, ultimul țăran din literatura română. Destul de ușor. A aplicat ce vroiam. Fix ce învățasem cu o seară înainte. Nu toată lumea a putut spune același lucru. N-am mai avut timp să completez tot subiectul 3. Ce știai? Da, nu. Absolvenții au mai avut și de redactat un text argumentativ și de răspuns la 9 întrebări referitoare la elementele unor poezii. Subiectele de la prima parte au fost accesibile, nu știu, adică totul era pe baza textului, puteai foarte ușor să... Să-mi dai și un sinonim pentru înserări? Înserări, stați ce am scris, noptări. Nu, ceva de gen, oricum. Interminabil. Am înțeles și cu cratima, că n-am... Cratima era simplu acolo. Care de rezolvat. Care era rolul ei? De a lega structura pentru a o pronunța împreună. Unii liceeni au fost ceva mai relaxați la examen, pentru că au fost admiși deja la universitățile din străinătate. Mai departe, ce vrei să faci la facultate? Inginerie civilă. Și pleci în afară? Da, mă duc la Cambridge. Am fost acceptat la facultate în Olanda și în Anglia și mă gândesc pe Olanda mai mult decât pe Anglia. De ce? Acum rămâne să vedem. Din cauza Brexit-ului sau? Da, și din cauza costurilor, pentru că în Anglia este mult mai costisitor. Absolvenții mai au de trecut prin două testări. Miercuri are loc proba obligatorie a profilului și vineri cea la alegere în funcție de specializarea liceului. Pentru a promova examenul de bacalaureat, absolvenții de liceu trebuie să se prezinte la toate probele, să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă, iar media finală să fie peste 6. Primele rezultate se vor afișa pe 5 iulie. Tot atunci vor putea fi depuse și contestațiile. Nota finală va fi cea obținută în urma contestației, indiferent dacă diferența este mai mică sau mai mare de 0,5 puncte.